Bună seara, stimați telespectatori, bine ați venit la Neconvențional, o emisiune care, iată, prima după aceste sărbători ale Crăciunului și ultima din acest an. O emisiune care, noi așa, trebuia să aibă și invitați pe măsură și m-am gândit să-i aduc în studio pe doi dintre cei care au petrolul în sânge, două personalități care, din punctul meu de vedere, merită promovate. Este vorba despre domnul Răzvan Frățilă, în stânga mea. Bună seara, domnule Frățilă, bine ați venit în studio. Bună seara, domnul Angelescu. Și domnul Bogdan Păun. Bună seara, domnule Păun, bine ați venit în cadrul studioului. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Răzvan Frățilă, peste fix două săptămâni, împlinește 57 de ani. Este născut la 11 ianuarie 1964 la Câmpina, în județul Prahova. A făcut liceu industrial de petrol, promoție 1982, la Câmpina. Iar actualmente este bibliotecar la Biblioteca Academiei Române. Este domiciliat în Breaza și acum în momentul, este originar din Breaza și în momentul de față domiciliază în Plopeni. Este căsătorit, are doi copii, Radu și Ana, trei nepoței, Radu Vlad, Ana Codruța și Ariana Andreea. Mulți nepoței și mai vin, să știți. Nu cred. Dar nu ține de mine. Nu ține de dumneavoastră, sunteți doar cu bucuria, probabil, de da, a-i primi. Da, foarte mare. A publicat cărți din domeniul teatrului sportive, precum istoria campionatului județean de fotbal al Prahovei, ediția 1962 și din 1962 și până în 2002, Petrolul Ploiești, istorie și tradiție, trei volume, volume care, în timp ce eu vă mai citesc un ultim paragraf, domnia sa vi le și poate arăta la cameră. Acesta de asemenea este volumul 1, volumul 2 și volumul, și volumul 3, care acoperă perioade diferite ale clubului, de la înființarea clubului și până m-am oprit volumul 3 la 1972. Discutăm pe parcursul emisiunii despre acest lucru. Să vă mai spun că este coautor la Manualul de Cultură Fotbalistică, carte suport a Federației Române de Fotbal pentru cursurile școlii de antrenor. Așadar, o activitate prodigioasă care, iată, face din domnul Răzvan Frățilă unul dintre cei mai cunoscuți oameni de acest profil din România. Celălalt invitat al meu este Bogdan Păun, mai tânăr decât domnul Frățilă, 51 de ani, născut la 23 mai 1969. Nu are copii, așadar nu este nici căsătorit. Are pasiuni dansul sportiv, pe care l-a practicat la nivel competițional între 1991 și 2016. Are un titlu național și trei cupe ale României și este organizator de turneu de Grand Slam în dansul sportiv, un proiect pe care l-a numit Dance Masters. Are hobby-uri muzica, filmul și istoria. Este senior în acest moment, activează ca și senior business executiv cu peste 20 de ani de experiență în gestionarea creșterii afacerilor regionale pentru companii naționale și internaționale. Este lider de echipă și senior expert pentru proiecte majore de infrastructură și transport. În prezent gestionează portofoliul de invenții al Hidroelectrica SA, cel mai mare generator de energie electrică din România, precum și cel mai mare furnizor de servicii auxiliare necesare sistemului energetic național. Pe relația cu Petrolul Ploiești, pentru care se află prezent în studioul de la Ploiești TV, este membru al Asociației Diaspora Galben-Albastră din 2014 și este membru în Consiliul Director al clubului ACS Petrolul 92 din 2019. Încă o dată, bine ați venit, domnilor, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Nu mă pot abține, domnule Păun. Am citit în această scurtă prezentare, de fapt, ca să pot să-mi fac această scurtă trecere în revista activităților pe care le desfășurați de-a lungul anilor în cadrul Hidroelectrica, dar și ca și iubitor de dans. Dansați din 91? Ați dansat din 91? Da, da. De 30 de ani? Federația Română de Dans Sportiv a fost înființată în 1990, imediat după Revoluție. Dansul sportiv nu era acceptat înainte ca și disciplină sportivă. Era prea burjua pentru morala comunistă. Da, suntem printre singurele țări, cred că singura din tot blocul comunist, care nu a avut dans sportiv. Țările din jurul nostru au
dezvoltat. Aveau. Și, da, gândiți-vă că școala de dans rusă, care e atât de impresionantă, nu avea cum să fie oprită să dezvolte și această ramură de dans sportiv. La noi însă s-a început foarte greu și am început ca simplu dansator, am activat pentru o perioadă de timp, după aceea m-am retras o perioadă, am intrat în Federația Română de Dans Sportiv și am activat în calitate de ofițer cu relațiile internaționale în zona dansului sportiv. Atunci mi-am îmbogățit foarte mult experiența și am propus unor amici, unor prieteni cu care dansasem din generația mea să ne creăm acest festival internațional. Și pot să vă spun că după atâția ani, în 2004 am început Dance Masters, pot să vă spun că după atâția ani am ajuns la o recunoaștere internațională destul de bună, suficientă cât să ni se dea un titlu de Grand Slam. Dansul sportiv este organizat la fel ca tenisul, în circuite cu diferite grade de turnee. Am început cu turneul 2 din 4, 3 din 4 și am ajuns la cel mai înalt 4 din 4, adică acest Grand Slam. Deci România în momentul de față are Grand Slam, nu în tenis, dar da, are în dans sportiv. Adică, practic, din primii 50 din lume, probabil că am avut la București, în competiția noastră, undeva în jur de 35-40 la fiecare disciplină de dans sportiv. Sunt două discipline, partea de standard, dansuri standard sau dansuri europene, adică mult, dansuri latinoamericane. Enorm, adică ai crema adunată în acel weekend când ai competiția la București, ai crema sportului. Și fără ajutorul lui Ion Țiriac. Fără ajutorul lui Ion Țiriac, care în această zonă nu s-a băgat. Nu s-a băgat. Dar de unde vine pasiunea asta cu dansul? Pur și simplu m-am nimerit sau viața m-a adus într-o sală de dans, am început să-l practic dansul sportiv cu pasiune și ulterior când am văzut fațetele celelalte care compun dansul, partea de organizator, partea de oficial într-o federație, modul cum administrezi și manageriezi un turneu, cum îl crești, cum relaționezi cu dansatorii, noi fiind toți trei organizatorii, foști dansatori. Practic am creat ce ne-ar fi plăcut nouă să avem la momentul la care începusem să dansăm. Merg pe ideea de a... și n-am cum să nu pun această întrebare. Nu oare ar fi mai bine ca în toate ramurile de activitate sportivă cei care gestionează fenomenele astea să vină din interior? N-ar fi mai bine? Că tot aud, lasă-l domne că e bun manager, lasă-l domne că e bun șef... Nu trebuie să știe și cu ce să mănâncă? Trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, părerea mea este un pic nuanțată. Adică? Este foarte bine să fie și din interior, însă este foarte bine să stăpânească și arta managementului. Pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că sunt două universuri total diferite. Universul sportiv, cu toate secretele lui pe care le stăpânești după mulți ani de activitate și în diferite calități. Sportiv propriu-zis, poate apoi antrenor, poate apoi organizator de competiții, care da, înseamnă cu totul altceva, apoi membru în federație, deci oficial în sportul respectiv. Toate aceste foi de varză alcătuiesc această varză, dar ele sunt toate legate strict de partea sportivă. Însă întotdeauna trebuie să fim conștienți că fiecare eveniment este un eveniment care se bazează pe bani, produce bani, consumă bani. Ori dacă nu știi să gestionezi, din punct de vedere al tuturor regulilor, artei și științei, care se cheamă management, management de proiect sau management în general, atunci lucrurile vor fi făcute după nas. Pot să iasă bine, pentru că sunt foarte mulți oameni. Dar de cele mai multe ori nu. Nu te găsești în zona aceea unde un om care a făcut studii dedicate, care are experiență în acel domeniu, te poate duce prin experiența acumulată în domeniul managementului. Și atunci ne punem împreună. Pe mine m-a ajutat viața ca să fiu în domeniul managementului și să-mi desfășor toată activitatea mea în zona de multinaționale și de corporații, unde am avut niște școli foarte dure pe acest domeniu, și apoi să fiu și sportiv pe zona de sport, pe zona de antrenor, pe zona de oficial, pe zona de organizator. Deci am baleat toată zona posibilă. S-a întâmplat ca la mine aceste lucruri să vină împreună. Colegii mei, la rândul lor, au rămas în dansul sportiv, sunt antrenori și la rândul lor au cluburi, arbitri. Deci ei au rămas în zona pur sportivă, eu
cunosc zona sportivă, dar m-am dedicat management. Da. Și atunci noi facem o echipă, suntem și prieteni, ne ajută, suntem de 30 de ani, am dansat din 90 împreună în același club și lucrul acesta a strâns relațiile între noi, dar ne completăm. Pentru că sunt lucruri pe care le știi doar ca antrenor, ori eu nu am practicat decât foarte puțin această meserie în perioada mea de retragere. După aceea am ales să-mi văd de ingineria mea și de managementul meu. Ei au rămas acolo și ei simt la firul ierbii, deși vorbim acum la firul parchetului, simt altfel fenomenul sportiv. Însă eu vin cu zona mea și împreună punem, construim acest fenomen care s-a ajuns, iată, la nivelul de Grand Slam. M-am informat asupra faptului că gestionați relația cu ministerele, consiliile locale, cu, nu știu, convingeți zeci de mii de voluntari să participe la astfel de zeci turnee. Zeci de mii. Sau mii da, de nu, voluntari. Sunt mulți voluntari, sunt sute de voluntari care vin alături de noi. Nu poți niciodată să le faci pe toate, oricât ai fi de bine organizat. Ori chiar dacă noi suntem trei organizatori, forța de muncă și intensitatea pe ultimele 2-3 luni până la desfășurarea evenimentului este atât de mare, încât ai întotdeauna nevoie de un corp de voluntari. Acești voluntari, în general, sunt cei din zona caldă a dansului. Părinți, prieteni, iubite, iubiți, spuneți dumneavoastră ce relație ați dori. Dacă știi să îi organizezi și știi să le folosești, entuziasmul acela puțin naiv, își doresc să facă și să arate. Dacă știi să-i canalizezi, se simt și ei foarte satisfăcuți că au participat la un eveniment pentru prietenul, prietena, copilul și așa mai departe. Și în același timp îți îmbogățește evenimentul cu experiențele a multor oameni care vin voluntari. Deci nu plătești niciun leu. Vin acolo pentru că vor să fie alături de tine. Acesta este un lucru care, din păcate, uitați, la Petrolul nu a prins. Nu a existat această tendință. Eu am venit acum vreo 2 ani de zile, am avut o discuție cu președintele din acel moment și am dat exemplu Dance Masters-ului și am spus, mai uite, așa. Am avut discuții inclusiv cu domnul Ferrariu, care este avocatul clubului. Haideți să încercăm să creăm ceva, să creăm o zonă de voluntariat la Petrolul, unde cei care simt pentru Petrolul și au acel impuls de a face ceva gratis, să poată fi folosiți. Le-a plăcut ideea și a rămas că vom mai discuta. Domnul Păun, vreți să vă spun ceva? Poate că ar fi mulți, așa cum a zis dumneavoastră. Dar foarte mulți sunt și scârbiți de faptul că unii care sunt mai deștepți decât alții, că așa e în viață, vin și câștigă de pe urma... Ați pronunțat la un moment dat și o naivitate. De pe urma acestei... Naivități era, legate era cu inima. Naivitatea în sensul bun al cuvântului. Adică îl pun și Ingenuitate. Oameni care nu au agende ascunse, agende personale, vor să ajute fenomenul pentru că îi apreciază importanța. Vedeți? Frumusețea, importanța, vedeți? Spuneți niște cuvinte care sunt legate. Se pot lega de pe Petrolul. Dintre echipele foarte iubite ale României. Corect. Noi nu vorbim de o echipă foarte iubită a Ploieștiului sau a Prahovei. Vorbim de o echipă foarte iubită a României. Iubită care are, iată, vorbeam despre Asociația Diaspora Galben-Albastră. O asociație la care dumneavoastră văd că sunteți membru din 2014. Cum vă legați de 2014 de adgastă? Am ajuns la câteva luni de la înființare. Practic în decembrie 2013 s-a înființat. Și au fost tot așa niște nebuni frumoși care au plecat, au părăsit nu numai orașul, ci și țara. Sunt împrăștiați chiar pe toate continentele, mai puțin Antarctica. Și în continuare au rămas legați oriunde s-au dus de ceea ce au iubit ei de copii. Și sunt oameni care sunt puțin mai în vârstă decât mine, marea majoritate, sunt oameni care sunt puțin mai tineri decât mine. Ei sunt puțin. În jurul la 30, 50, 60 și așa mai departe. Să spunem oameni cu suflet mare? Oameni cu suflet mare categoric. Iubitori de galben-albastru? Trăitori de galben-albastru. Chiar vreau acolo să, unde sunt ei. O să vreau să rog regia, colegii mei din regie, s-a pregătit un filmuleț care a apărut și pe canalul de fotbal al Petrolului, pe FC Petrolul Ploiești. Cristi Chircă s-a ocupat de acest eveniment și trebuie să-i mulțumim pe această temă, pentru că el este cel care are sufletul alături de Petrolul. L-a coordonat din partea clubului, sigur că da. Și veți vedea ce a făcut această asociație Diaspora Galben-Albastră, care an de an, eu știu foarte bine, pentru că și eu am participat de mai multe ori
la astfel de evenimente, corect, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, dar și a celor pascale, se implică din toată inima, cu sufletul, cu bani, în primul rând, că cu sufletul te mai implici, dar la un moment dat mai trece și prin stomac. Chestia asta legată de... Anul acesta a fost ceva mai deosebit, pentru că noi ne alegeam pentru aceste evenimente de sfârșit de an să fim alături de cei mai defavorizați. Și am zis, odată, haide să facem o abatere de la această regulă, pentru că am observat și citim că există multe acțiuni pentru copiii defavorizați, pentru bătrâni, în această perioadă. Și am zis, ok, deja lucrul acesta este luat în considerare de către alții, haide să ne ocupăm de petrol. Mm-hmm. Și am ales grupa cea mai mică, Under 9, 1-o. Șoricei. Șoricei, da. Lupișori. Alupura. A lui Pura, a lui Ciprian Pura, a, așa, și ne-am dus și am discutat cu domnul președinte Lazar și am spus, domnilor, știu că se face o activitate acum de reînnoirea echipamentului. Echipamentele sunt destul de vechi, sunt depreciate și s-a discutat inclusiv la Consiliul Director, acolo am aflat de această acțiune. Da. Și știu că, în general, haideți să fim sinceri, accentul se pune pe U19 și pe U17, pentru că acolo este pepiniera directă pentru echipa mare. Saltul direct, da. Și atunci am zis, ok, haideți să mergem noi la echipa, exact la partea cealaltă, la echipa cea mai mică, unde poate că nu e atât de mare interesul imediat. Și am întrebat ce înseamnă costul total al echipamentelor de antrenament și de prezentare, exact ca la echipa mare. Dacă facem la echipa mare prezentare și antrenament, facem și la echipa mică tot prezentare și antrenament, plus accesoriile, genți și așa mai departe, tot ce le trebuie prichindeilor. Prichindeilor, da. Și ni s-a dat factura, atâta costă, atâta face, mulțumim frumos, preluăm noi și am făcut acest eveniment în care copiii, prichindeii, lupișorii, își primesc gențile, unde au trainingurile de prezentare, tricourile de prezentare, trainingurile de antrenament, echipamentul de antrenament, tricouri și shorturi. Am văzut, am rămas absolut tot fascinat. Ceea ce are echipa mare, tot ceea ce are echipa mare, fascinat au și fascinat în momentul când au plecat de pe iarba gazonului, de pe iarba de la Ilie Oana, unul din ei, care era exact cât geanta, ce să mai, n-am mai am ce să mai, geanta cu mânerele ridicate. Gențile exact nu se fac pe mână. Da. A ridicat geanta și a văzut el la mari fotbaliști, așa, să o ia în spate. A fost oarecare, că și geanta nu era chiar ușurică așa, dar până la urmă a pus-o și mergea cu ea atârnată pe fund, așa, era superbă. Deci este meritul superb colegilor de pe tot pământul acesta. Am gândit împreună cu ei acțiunea, este acțiunea noastră și vreau să le mulțumesc că am reușit să facem această bucurie celor mai mici petroliști în activitate. În activitate. Haideți să-l introducem și pe domnul Frățilă în discuție. Domnule Frățilă, aveți o activitate extrem de laborioasă în domeniul dumneavoastră de activitate. Vă ajută cineva în acest sens? Nu. În ceea ce privește, am spus că nu, în ceea ce privește studierea arhivelor, a datelor pe care mi le scot din presa vremii, fie că e vorba de ziare, de reviste, cărți de specialitate, și dialogul pe care l-am avut cu foștii jucători ai petrolului. Nu aș fi putut să realizez singur ceea ce am realizat fără ajutorul Asociației ADGA, care de fiecare dată când a fost lansat câte un volum s-a implicat în mod activ pentru organizarea evenimentului respectiv. Chiar am fost ajutat și m-au mai ajutat și dânsii prin procurarea din diferite surse ale dumnealor cu fotografii, material documentar care mi-a fost util pentru... Puteți să spuneți că sunteți membru de onoare al ADGA. Da, nu e o rușine, n-am vrut zic să nu mă împăunez. Dânsii au venit cu propunerea, eu am venit cu cererea, cu rugămintea, dacă mă pot înscrie, și a venit direct de la domniile lor ca... După ce a apărut volumul, că practic de aici a început această legătură cu dânsii, după ce a apărut volumul 1, a apărut anterior apariției asociației și după aceea dânsii au venit în întâmpinarea continuării proiectului și au susținut... Conicarul Petrolului nu putea să fie membru de rând decât membru de onoare. De onoare. Am da, atunci dumnealui a acceptat și a devenit membru de onoare pe viață al ADGA. A fost o mare, e o mare onoare să fii membru de onoare.
Am participat la ședințele dumnealor, așa cum v-am spus, au ajutat financiar la apariția cărților, organizarea de evenimente pentru promovarea cărților. Chiar s-au făcut la volumele 2 și 3 filmulețe de prezentare care au fost difuzate pe post cu 2-3 săptămâni înainte, tocmai ca să facă propagandă apariției volumelor cu data la care urma să fie lansarea pentru a putea participa un număr cât mai mare de iubitori de galben-albastru. Ați fost undeva și cu domnul Dridea, parcă la Doroftei. Exact. A fost un eveniment. La PAP. Da, a fost lansarea volumului 3. Da. Și lansarea volumului 2 a avut loc la pub-ul de la stadion. Yellow Wolf. Yellow Wolf. Pub. Adică ulterior dat lui, da. Ulterior dat lui Doroftei. Da, acum, da, da. Și acum... Paragină, da. Și trebuie să completăm, din câte țin minte, că la volumul 1 v-au ajutat și cei de la LSCT. Da. Păi adică trebuie să recunoaștem meritul lor, meritul fiecarei facțiuni petroliste la momentul respectiv. Noi încă nu eram înființați. Da, nu înțeles. Terminasem prezentarea, așa e, cei de la LSCT erau organizați, au state de activitate vechi. Mai vechi și au contribuit financiar la apariția volumului 1, iar în prezent s-a decis continuarea proiectului de la 1972, data la care se încheie volumul 3, să încercăm să aducem la zi până în 2024, când se va serba centenarul apariției clubului. S-au mobilizat să ajute și din punct de vedere financiar la susținerea acestui proiect, pentru că acest proiect, pe lângă faza de documentare, pe care o fac singur din ziare, reviste, așa cum am spus, dialog cu foștii jucători, pentru că venind spre vremurile prezente, sunt tot mai mulți cei care au scris, de fapt, istoria în iarba acestui club. Eu nu fac decât să redau istoria scrisă de dânsii. Am tot mai mulți din foștii jucători cu care pot să discut și interesează și trăirea ale dumnealor, amintiri de ale dumnealor, în lungi, pentru unii mai lungi, pentru unii mai scurți ani de activitate la club, ca să reliefez lucruri care nu pot fi găsite în mod frecvent. Oricine s-ar putea duce într-o bibliotecă, cum e Biblioteca Academiei sau Biblioteca Națională, unde se găsesc tot felul de publicații, și pot lua din presa vremii ce s-a întâmplat în 1924 sau 30 Corect. Sau 62. Și poate lectura de acolo e la îndemâna oricui. Am zis că aceste lucruri trăite, emoțiile din vestiar, că era antrenament, că era joc oficial de campionat, de cupă, de cupe europene... Except statistica pură. Da. Plus statistica pură, pentru că într-o discuție avută cu domnul Bogdan și adusă la cunoștință membrilor ADGA, pentru că noi ce discutam erau proiecte ale noastre, de fapt niște idei pe care am fi vrut să le punem în practică, dar nu ne împăunam că sunt niște chestii personale. Toate le discutăm cu membrii ADGA. Uitați, fraților, ce idee. În ideea că fiind mai multe capete, vin mai multe idei și da. Acel proiect să fie cât mai fezabil, să fie cât mai atractiv. Atractiv, da. Am dar și... niciodată nu ne-am amestecat peste zona editorială, nu, pe care nu. Eu recunoaștem strict să-și autorului. Fiecare să-și facă treaba. Noi ne dăm cu părerea. Părerea ai voie să-ți dai. Exact. Ajutor. E liber. Exact. Pentru că am mers pe principiu că orice idee constructivă e binevenită. Unde sunt mai multe capete, sunt mai multe idei. Și e bine totuși să, tot așa, pentru a fi foarte corect, să spunem că acest proiect pentru continuitatea acestei monografii până în 2024 este preluat acum la nivel centralizat de către USP. USP. Noi împreună cu LSCT și cu Latinii am înființat această uniune în care am invitat toate facțiunile petroliste. Ușa este larg deschisă oricui va dori să intre în familia petroliștilor și am discutat aceste proiecte pentru că totuși este un efort financiar prelungit, vorbim de 2024 ca dată de finalizare a proiectului și atunci am mers pe ideea ca toate cele trei asociații membre ale USP să ajute în mod egal și la momentele când vom avea eforturi suplimentare gen editare, tipărire, atunci vom căuta niște sponsori pentru a ușura munca. Pentru a putea să facem posibile aparițiile acestor următoare trei volume. Domnul Frățilă, sunteți bibliotecarul Academiei Române. Așadar, faceți naveta din moment ce mi-ați spus că locuiți în Plopeni. Da. În Plopeni. Da. Nu e o navetă extraordinar de grea, dar eu spun că este o navetă destul de dificilă, mai ales în condițiile astea de iarnă, toamnă, târzie și așa mai departe. În fiecare zi București, da? Da, da. În fiecare nu zi. V-ați plictisit?
Merg la servici cu drag și orice activitate, cât ai face-o din pasiune, presupune și niște sacrificii. Nimic nu se poate face fără sacrificii. Dar atât de mult îmi place activitatea pe care o desfășor, încât trec peste orice sacrificiu, pe de o parte. Iar pe de altă parte, marele avantaj este că eu lucrez la Biblioteca Academiei Române, pentru că de când a izbucnit această pandemie care a dat întreaga omenire peste cap, activitatea cu publicul a bibliotecii s-a închis. Uh-huh. Dacă aș fi fost un simplu cititor, nu aș fi avut acces la colecțiile de ziare și de reviste ca să mă pot documenta și să pot face că, practic, cel mai dificil în toată această activitate este să constitui perioada, pe fiecare an de activitate, în parte perioada competițională, vorbim campionat și Cupa României, jocuri oficiale, câte meciuri a adunat fiecare jucător care a îmbrăcat tricou galben-albastru, meciuri oficiale vorbim. Începusem să vă spun de o idee a mea și a domnului Bogdan Păun, la care lucrez și am lucrat și pe perioada dintre volume, de la primul jucător al Juventusului din 1924 și până când o să ajungem în 2024, dacă există sănătate și putem să ducem această activitate, să am un tablou complet al fiecărui jucător, data nașterii, data decesului, unde e cazul, data primului joc, data ultimului joc, numărul de meciuri oficiale și numărul de goluri marcate. O bază de date completă a tot ceea ce înseamnă Petrolul Ploiești. Senzațional. Și dacă în 1924 era... Vorbeați despre primul jucător al Petrolului Ploiești pe care l-ați băgat în acea categorie. Da. Poate în 2024 veți vedea un ultim jucător atunci când va fi să scrieți, care să fie de la Juventus Torino. Care vine la Petrol, ca să Doamne facem un calambur. Vreau să vă, așa, în foarte scurte trepte, să spun și mie, cum arată o zi de muncă dumneavoastră? Mă trezesc dimineața la 5 și un sfert, am tren din Plopen la 6 fără 5, la 6 și 20 ajungem în gara de vest, la 6:26 am personal din gara de vest, la 8:20 sunt la București. În gara... Schimbați? Da, da, păi nu este, este un tren direct, dar este mai târziu, nu-mi permite să întârzi de la program, nu pot permite. Ajung la 8:20 la gara de nord și în 10 minute, 12 minute de mers pe jos, sunt două stații, 233, ajung la Biblioteca Academiei, programul începe la ora 8, se termină la ora 16. Eu închei programul mai târziu pentru că... E merg la... cu tremurile? Nu. Trebuie să merg, așa cum v-am spus, la colegii depozitari să-mi culeg datele pentru carte. Carte, aha. Și atunci, timpul pe care îl afectez documentării, rămân după orele de program ca să pot să-mi rezolv și atribuțiile de servici, că altfel ar fi probleme. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurtă vreme.